lucrează cu echipierii Ștefan Lefter. Mingea primisă bine în careu și ocazie mare și ratare uriașă a voluntariului. Ce ocazie a avut Andreș în primă fază și apoi cred că Nemeț, mingea trimisă imprecis dintr-o poziție excelentă. Nemeț faultat acolo, la faul de joc făcut de către Oaspeți. A fost intervenția lui Manolache. Foarte bun la fazele fixe Manolache, însă deocamdată nu a avut șansa să trimită periculos. Spre poartă și un galben, cred că mai mult pentru proteste, văzut în tabăra oaspeților. Un fault făcut de Câmpan, care este eliminat, incredibil. Al doilea cartonaș galben pe care îl ia acest Puști în interval de nici 2 minute. Și după 30 de minute, aproape 30 de minute de joc, Corvinul rămâne cu un om în minus. Dărâmat pur și simplu Câmpan. Da, nu ai voie să faci așa ceva când știi că ai cartonaș galben. Ținere, galben clar. Continuă Neacșa cu o pasă cu exteriorul precisă pentru Marius Lupu. Lupu șutează și respinge. Maxim foarte bine a văzut spațiu și a trimis pe poartă Marius Lupu. Iată prima ocazie pentru Corvinul în 10. Atenție la această fază. Șut pe lângă poartă al Curedorenilor. Cred că Gârbiță a fost la finalizare. N-avea o poziție foarte bună, dar a încercat poarta, a finalizat acțiunea. Surprinsă un pic FC Voluntari. Mare ocazie, mare ocazie pentru Corvinul după acest corner. Cere Carnat, primește acum la limita suprafeței de pedeapsă, centrare bună, șansă de gol. Oh, ce șut groaznic a șutat Gâț. Faza nu s-a terminat. Pano, mingea nu vrea să intre în poartă. S-a lovit de 2 jucători din defensiva Corvinului. 2 situații de gol pentru Voluntari. Ce șansă a avut Alexandru Gâț. Șutul său s-a dus departe, departe de țintă. O centrare respinsă, șansă de gol și minge trimisă alături. Corvinul ratează șansa de a înscrie, șansa din prelungiri. Ocazie mare pentru Bradu. Pare că Voluntarul nu prea știe ce să facă cu mingea, cu gol. Iată, ne contrazic ilfovenii, marchează Adam Nemeț, minutul 53. Gol marcat prin procedeul preferat al acestuia, printr-o lovitură de cap, spre satisfacția lui Claudiu Niculescu. Gol care vine repede în această repriză secundă. Felicitat Adam Nemeț de colegii de la Voluntari. Încă poate, la vârsta lui. Minge în careu, centrare, nu reușește să împingă Fantiș. Continuă acțiunea, a fost șuteu, acum un șut care intră, gol marcat de FC Voluntari, 2-0, reușește să înscrie Doru Andrei. Da, și e cam gata pentru Hunedoara totul, având în vedere că s-a făcut 2-0, Nemeț a deschis scorul și peste
ceva mai mult de 30 de minute, voluntarul a marcat din nou. Va fi cel mai probabil un debut cu stângul pentru Colvinul în noua ediție de campionat.